Trăim timpuri grele. Noua boală se răspândește în întreaga lume, iar economia pare să fie în cea mai rea stare de la marea criză economică încoace. Totuși, pe fundalul haosului s-au întâmplat câteva lucruri ciudate. Dacă ne uităm în istorie, în timpuri disperate par să aibă loc lucruri ciudate. De exemplu, după cel de-al doilea război mondial, tensiunile dintre Statele Unite și Rusia au crescut destul de mult, deoarece ambele superputeri au început să concureze pentru titlul de cea mai mare putere mondială. Urmările acestei amenințări conflictuale au cauzat cele mai mari progrese tehnologice din istorie. Vedeți voi, atât URSS cât și Statele Unite aveau rachete balistice care puteau să fie lansate, să stea în atmosfera Pământului și apoi să își lovească ținta de la câteva sute de kilometri depărtare. Totuși, distanța de la Moscova la Washington era de 7800 de kilometri. Deci, dacă aceste două superputeri voiau să se lovească între ele cu un atac rachetă, aveau nevoie de noi tehnologii. Astfel, în 1957, URSS a dezvoltat prima rachetă balistică intercontinentală sau ICBM. Acesta este primul proiectil capabil să intre în spațiul suborbital și apoi să lovească o țintă din celălalt capăt al planetei. Aproape accidental, URSS a dezvoltat ceva total diferit. În încercarea de a-și apăra țara, sovieticii au dezvoltat ICBM-uri și fără să-și dea seama, au creat tehnologia care a conectat civilizația umană de spațiu. La câteva luni după primul test ICBM în 1957, URSS a folosit aceeași rachetă pentru a lansa primul satelit în spațiu, Sputnik. Astăzi ne uităm la Sputnik și vedem o capodoperă tehnologică, dar în perioada aceea era privit ca unul dintre cele mai înfricoșătoare lucruri din istoria lumii vestice. De fapt, după ce sovieticii au lansat Sputnik, s-a creat o panică mondială numită criza Sputnik. Publicul a resimțit frică și anxietate datorită diferenței în evoluția tehnologică dintre URSS și Vest. Statele Unite considerau că Sputnik era o amenințare serioasă la adresa securității naționale, așadar președintele Eisenhower a declarat faptul că Statele Unite vor răspunde cu inventivitate și vigoare. În acest fel, președintele a obținut sprijinul public de a crea cele două agenții NASA și DARPA. Acesta a reușit să crească bugetele educației și cercetării și pe cel alocat dezvoltării noilor tehnologii. Pe parcursul următorului deceniu, URSS și Statele Unite au încercat să se depășească una pe cealaltă, întrecerea primind mai târziu numele de cursa spațială. Aceasta a condus la apariția unor inovații care au schimbat întreaga lume. De exemplu, DARPA a creat internetul ca o modalitate sigură de a transmite informații dintr-un punct în altul. În timpul războiului rece, o altă inovație a fost îmbunătățirea computerelor, acestea fiind folosite pentru calcule necesare trimiterii unei nave spațiale pe lună, calcule care erau mult prea grele pentru oameni. Războiul rece și cursa spațială au dus la crearea altor tehnologii cum ar fi GPS, tomografii, pantofi sport, purificarea apei, proteze artificiale și multe altele. Deci, perceperea unei amenințări la adresa securității naționale din 1950, atât în Statele Unite cât și în URSS, a devenit catalizatorul pentru apariția noilor tehnologii care au creat o lume mai bună pentru viitor. Exact același lucru se întâmplă și astăzi, chiar dacă probabil din umbră. De exemplu, de obicei durează 4 ani pentru a dezvolta un vaccin din momentul în care oamenii de știință experimentează cu ideea până când vaccinul este aprobat pentru publicul larg. Totuși, în momentul de față, situația pare să fie puțin diferită. Întreaga lume vede acest virus ca pe o amenințare serioasă, exact cum s-au simțit majoritatea oamenilor în timpul războiului rece. Datorită acestui lucru, sprijinul publicului și finanțările cresc în ceea ce privește cercetarea biotehnologică în speranța neutralizării acestei noi amenințări. Iată lucrurile pe care le-am observat până în prezent. De-a lungul istoriei, vaccinurile au funcționat prin injectarea unor versiuni slăbite sau moarte ale unui virus în persoana care era vaccinată. Dar acest proces durează prea mult, în special având în vedere situația actuală. Deci, cercetători din jurul lumii au început să experimenteze cu noi modalități de a crea vaccinuri care ar putea fi de 5, 10 sau chiar 20 de ori mai rapide. Una dintre aceste metode care pare promițătoare este vaccinarea cu ARN. Iată cum funcționează. Celulele persoanei sunt injectate cu ARN, iar acestea vor produce proteine care sunt identice cu cele ale agentului patogen de care vrei să te protejezi.
protejezi. Chiar dacă niciun vaccin cu ARN nu a fost aprobat pentru uz medical încă, s-ar putea ca acest lucru să se întâmple pe parcursul următoarelor luni și nu în câțiva ani cum se întâmplă de obicei. Poate această tehnologie de vaccinare va fi ceva la care ne vom uita peste câteva decenii, gândindu-ne la lucrul minunat care a apărut pe fondul acestei amenințări globale. O altă piesă tehnologică rezultată din această boală este inteligența artificială medicală. Compania canadiană Blue Dot a identificat că există o grupare neobișnuită de cazuri de pneumonie în China cu 9 zile înainte ca acestea să fie detectate de Organizația Mondială a Sănătății. Pentru prima dată în istorie, o inteligență artificială a reușit să observe începutul unei epidemii înainte ca oamenii să știe de ea. Dacă sistemele de inteligență artificială vor deveni tot mai avansate, s-ar putea să identificăm pacientul zero al unei noi boli aproape imediat, prevenind astfel apariția altor pandemii. O altă inteligență artificială a început să aibă un rol în diagnosticarea noilor pacienți, făcând acest lucru aproape cu viteza luminii. Alibaba susține că sistemul de inteligență artificială de diagnosticare a reușit să detecteze cu acuratețe virusurile folosindu-se de scanări la nivelul pieptului. Precizia a fost mai mare de 90%. Această diagnosticare durează în jur de 15 secunde, în timp ce un om ar elabora în medie același proces în 15 minute. Se poate deci să fim martori la cel mai mare salt biotehnologic al inteligenței artificiale la o scară globală. Un alt lucru ciudat se întâmplă. A mai observat și altcineva cât de mult au scăzut recent tensiunile geopolitice? Dacă ți-ar fi spus cineva anul trecut că eforturile umanitare globale vor fi conduse de China, iar că Statele Unite vor ajuta Coreea de Nord și Iranul, probabil ai fi crezut că este sfârșitul lumii. Asta se întâmplă în momentul în care chiar adversarii vechi se confruntă cu o nouă amenințare comună. Astfel de povești apar peste tot în istorie. De exemplu, în mijlocul primului război mondial, în Lituania anului 1917, avea loc o bătălie între germani și ruși. Pe parcursul următoarelor zile, câteva haite mari de lupi au început să atace satele din apropiere și în cele din urmă au apărut și pe frontul câmpului de luptă. Odată ce au sosit, au început să-i atace pe cei răniți, lucru care i-a făcut pe germani și pe ruși să stabilească un armistițiu temporar pentru a vâna lupi împreună. Pe perioada cât a durat armistițiul, rușii și germanii au luptat cot la cot, vânând în total în jur de 50 de lupi și fugărind mai mulți de pe câmpul de luptă. Morala poveștii este, atunci când apare un dușman comun, oamenii tind să ignore diferențele dintre ei și să se ajute unii pe alții să supraviețuiască. Acesta este motivul pentru care toți președinții din istorie au câștigat cea mai mare popularitate în timpul sau imediat după un eveniment global negativ. De exemplu, gradul cel mai înalt de popularitate a lui Trump este acum, a lui Obama a fost în timpul marii recesiuni, a lui George Bush imediat după turnurile gemene, iar a lui Harry Truman și Franklin Roosevelt în timpul celui de-al doilea război mondial. Ceea ce încerc să spun este faptul că în timpul perioadelor de criză oamenii se unesc. De exemplu, acum putem vedea cum republicanii și democrații lucrează împreună pentru a crea un pachet de stimulare de 2 trilioane de dolari centrat în jurul venitului fundamental global, care să nu crească taxele. Acum 2 luni, ambele părți ar fi crezut că acest lucru este o nebunie, dar acum și-au lăsat deoparte diferențele pentru a putea ajuta populația. Chiar dacă este o înțelegere temporară, poți vedea cum lucruri bune se pot întâmpla în timpuri rele. Chiar dacă acum ni se pare greu să observăm, peste 30 de ani s-ar putea să ne uităm în trecut și să concluzionăm că acesta a fost momentul în care lumea s-a unit pentru a inova și pentru a rezolva împreună această criză. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!